În urma schimbului de informații între polițiștii de frontieră din România și Republica Moldova a fost organizată o acțiune pe linia combaterii traficului cu țigări de contrabandă. Rezultatele nu au întârziat să apară. Doi bărbați care traversau râul Prut îndreptându-se spre malul românesc și care transportau două colete voluminoase au intrat în atenția oamenilor legii. Polițiștii au încercat să-i legitimeze pe cei doi bărbați, dar aceștia nu s-au supus somațiilor verbale, fapt pentru care polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească arma din dotare. S-a reușit reținerea unuia dintre bărbați. Cel de-al doilea a fugit pe teritoriul Republicii Moldova și a fost reținut la scurt timp de polițiștii de frontieră moldoveni. Pe timpul cercetărilor efectuate de polițiștii de frontieră români împreună cu polițiștii moldoveni, s-a stabilit faptul că bărbații reținuți sunt doi frați din Republica Moldova care au încercat să treacă țigaretele peste râul Prut cu intenția de a le preda unui cetățean român. În urma inventarierii celor două colete a rezultat un număr de 60.000 de țigarete. În cauză sunt efectuate toate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, și a fost dispusă măsura reținerii țigaretelor în valoare de 33.000 de lei în vederea confiscării.